Actorul a murit în această după-amiază sub ochii neputincioși ai medicilor care au încercat să-l salveze. Se știa de mai bine de 2 săptămâni că acesta a fost internat la Spitalul Elias din capitală din cauza unor probleme cardiace care îi puneau viața în pericol. Este internat de ieri, dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient, a declarat la momentul respectiv. Pentru Gândul, medicul Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Floreasca, în ultima vreme, însă, starea de sănătate a lui Mitică Popescu s-a deteriorat foarte tare, motiv pentru care a fost dus de urgență la Institutul de Cardiologie Fundeni, unde i-ar fi fost montate stenturi la inimă chiar în ziua de revelion, potrivit informațiilor publicate în spațiul public. După operația pe care a suferit-o, actorul a fost transportat înapoi la Spitalul Elias, unde doctorii l-au ținut sub observație în această după-amiază. În jurul orei 17:15, actorul a făcut un stop cardiac și deși medicii au încercat să-l resusciteze, nu au reușit. Astfel, bărbatul și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, departe de oamenii care l-au iubit și apreciat de-a lungul anilor. Privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.